Probleme din cauza noii tulpini Omicron întâmpină și campioana României la rugby, formația CSM Baia Mare. Cei 36 de sportivi băimăreni se aflau într-un turneu în Africa de Sud și ar fi trebuit să revină ieri acasă. Însă zborurile dinspre această țară au fost anulate. Între timp, Mai a declarat că se ocupă să găsească variante alternative ca cei aproape 40 de români să revină în țară. Din declarațiile pe care le-am văzut că le-a făcut antrenorul de la Baia Mare, Eugen Apioc, înțeleg că în zona în care se află el, la Bloemfontein, nu există cazuri cu noua tulpină de coronavirus. Echipa a fost testată, toate testele sunt negative, însă se lovesc de această problemă. Qatar Airlines a oprit toate zborurile către Europa și încearcă să găsească o soluție. Potrivit paginii oficiale de Facebook a clubului, ruibiștii români au rămas blocați în orașul Bloemfontein, acolo unde s-a desfășurat turneul cu echipele sud-africane, după ce cursa care trebuia să-i repatrieze s-a anulat. Din fericire, sportivii români s-au testat PCR și toate rezultatele sunt negative. E o experiență foarte importantă pentru jucătorii români și pentru echipele românești. Așa că înțeleg toate demersurile, dar uite ce ghinion să se potrivească exact când a fost depistată această nouă turbină, despre care încă nu se știu prea multe, dar văd că măsurile au fost aplicate de urgență. Tot așa, cred că de urgență vor trebui să se găsească soluții și pentru cei aflați acolo. După apariția acestei situații, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în total, delegația echipei băimărene numără 36 de membri, care au primit sprijin de la Ambasada României la Pretoria. Astfel, diplomații au efectuat în regim de urgență demersuri pentru prelungirea cazării membrilor delegației sportive, pentru asigurarea celor necesare și pentru identificarea unor alternative de zboruri de deplasare spre țară. De asemenea, reprezentanții misiunii diplomatice sunt în legătură cu autoritățile locale pentru prelungirea vizei de ședere a cetățenilor români aflați pe teritoriul Africii de Sud, dacă va fi cazul.